Acuatim anunță că apa se va întrerupe în două zone din Timișoara și în încă o localitate din județul Timiș. Joi 20 iunie, între orele 9-18, se va executa o conectare de conducte pe strada Avram Imbroane în dreptul sediului Retim, iar în același timp o altă intervenție va avea loc la intersecția străzilor Aristide de Metriade și Divizia 9 Cavalerie. Lucrările fac parte din proiectul Execuție Rețele de Apă și Canalizare Timișoara Nord de lot 2, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei la firma Retim, în timp ce la companiile Continental, TRV și Lindgaz presiunea va fi scăzută. Tot pe 20 iunie, în intervalul orar 10-12, se va opri furnizarea apei în căpăt pentru lucrări de mentenanță la forajul din localitate, transmit reprezentanții Aquatim.